În afară de râul Botna, raionul Căușeni nu mai dispune de o altă sursă suplimentară de apă. Din păcate, și aceasta nevalorificată, spun localnicii. Oamenii sunt disperați și spun că Așița a uscat toată roada, iar acum sunt îngrijorați că ar putea rămâne și fără apă. Desigur că e rău, e foarte uscat, e foarte trist. Cum afectează asta culturile? Foarte afectează. Am pus cartofi, am pus tot s-a uscat. Nimic nu s-a făcut. Așteptăm ploaie, ne rugăm la Dumnezeu să îndure. Și apa a scăzut, nu-i însăcat aproape toate fintele din sate. Nu-i șeca, nu putem o da, că nu ne dă voie, că zis că trebuie să fie apă de băut și nu ne dă voie. Și totul s-a uscat în harman, s-a uscat totul, nu-i nimic. E totul uscat în grădină, nimic nu crește. Ne rugăm zi și noapte pentru ploaie. Vă mai gândiți așa în secetoși? Nu. Nu, e că de când... Nu a fost așa. Fost sește, dar din când în când o mai poadă, așa apoi nu mai fost. Maria Hartonenko are 65 de ani și duce grija gospodăriei de una singură, de peste 15 ani. Casa femeii se află chiar pe marginea unui canal al râului Botna, care a secat de ani buni, astfel că irigarea culturilor agricole a devenit imposibilă. Zasușu cât și liguri cu lacrant. Pecea le-a avut lacrant și mai am câte o leacă, ca să am pentru mine. Nu să... Altă nu avem nică. Da, în anii precedenți, când nu era seceta așa, aveți roadă, cum era înainte? Era mai bine, că mai ploua, am dat Dumnezeu ploaie și astea, și parcă ne mai mângâiem, ne mai... Dar moia chiar nică anul ăsta. O mână de castraveți, ceapă și două căldări de cartofi. Aceasta este întreaga roadă culeasă în acest an de femeie, care se plânge că mai mult de jumătate din cartofii plantați nu au dat roadă. Cartofii, ia câte este... Ia uitați-vă, ia uite cartofi. Ia câte-l zbârcit în pământ, ia câte-l. Nu știți să spună, sunt mai la păsă dacă se dă, dar așa se face, nu ca și nic. Primarul orașului Căușeni, Anatolie Donțu, declară că pe râul Botna nu au fost demarate lucrări de curățare încă din anul 1970, ceea ce a dus la înmulirea și scăderea debitului de apă. Chiar și așa, autoritățile locale susțin că întreaga populație a raionului este asigurată cu suficientă apă din sistemul de apeducta orașului. Noi mergem cu proiecte și cu solicitări din cadrul Agenției Medici Apelor Moldovei care să ne permite curățirea, adâncirea și chiar de construirea unui bazin de acumulare. Principiul dovedim să aprovizionăm cu apă toți cetățenii din oraș care sunt conectați, că debitul apă care îl avem, care se extrage la noi, e suficient. În contextul lipsei precipitațiilor pe teritoriul țării și a temperaturilor ridicate, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prelungește perioada de avertizare și vine cu recomandări către populație. În acest sens, Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru perioada 22-29 iulie a actualizat avertizarea hidrometeorologică cu privire la menținerea scurgerii scăzute a apei. Solicităm agenților economici și populației să consume rațional resursele de apă. Potrivit aceleiași surse, starea de urgență din sectorul hidrometeorologic va fi scoasă în cazul în care nivelul de apă a râurilor Nistru și Prut va reveni la normal. În prezent, nivelul scurgerii scăzute a apei constituie 30-40% din valorile medii multianuale lunare în cazul râului Nistru și 15-30% din valorile medii multianuale lunare în cazul râului Prut.